În cursul acestei săptămâni, Primăria Municipiului Orăștia a depus o cerere de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, având ca obiectiv construirea și dotarea unui număr de 28 de insule ecologice digitalizate și ansamblurile de containere aferente colectării separate a deșeurilor. Obiectivul de investiție urmărește înființarea, dotarea și amplasarea 28 de insule ecologice supraterane digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale. Fiecare insulă este compusă din 5 containere individuale cu golire în partea inferioară, în zonele de blocuri de apartamente, și fiecare insulă ecologică deservește 200 de locuitori. Obiectivul investiției mai prevede și acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate și administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și promovarea principiului plătește pentru cât arunci. Valoarea eligibilă a proiectului este de peste 2,6 milioane lei, a menționat primarul Ovidiu Bălan.